Tristețe după amiezi ploioase și de nostalgice obsesii, când stai cu storurile trase și-aștept să vie ora mesi, și-aștept să vie ora mesi. Tristezi de străzi pustiși și mute, de ziduri vechi și cu fațade, de edificii cunoscute, în care nu știi cine șade, în care nu știi cine șade. De domicilii spațioase, cu flori la geam și cu salon, din care pe la ceasul șase auzi urlândul gramofon, auzi urlândul gramofon. Tristezi de goarnă funerară, melancolii de cățeluș, uitat de cineva pe afară, să-ți cheamne pe lângă uș. Tristezi romantice de fată, cu nasul lung și de motan, și de odaie mobilată, în care a stat un magistrat. Tristețea deci de pui de mâță, prin scai și de copil urât de țâță, uitat de maică s-a-n tramvai, uitat de maică s-a-n tramvai. Tristezi nicioară îmbătrânită, ce stă așa pe-un vârf de pom, și de fântână părăsită, în care s-a necat un om, în care s-a necat un om. Ați ajuns din nou la noi, ne bucurăm extraordinar că ați ajuns în Galați. Și că nu s-a întâmplat nimic pe drum. Aveți idee de câte ori ați ajuns în acești 25 de ani? În Galați la studenți, că știu că ați mai fost, dar cel puțin la noi la studenți v-am prins-o de vreo câteva ori. Am fost de multe ori, dar nu se poate ține minte. Așa ceva, da. În afară de Galați am fost nu știu câte alte locații care au fost mult mai periculoase ca Galațiu. Asta a făcut să nu prea mai țin minte fiecare, dar chiar țin minte că la hotelul la care am stat, cum îi spune hotelul lui? La Dunăre. La Dunăre am stat. Acum niște ani de zile eram cu Felix și am stat înainte să plece Felix. Vreți să vă spun cum a plecat Felix? Ăștia doi sunt foarte curăși.
acasă, fătros din privegie, la bătrânii săi părinți, la bătrânii săi părinți. Și cu cânță și-a mireasă, ca un fir de păpădie, mai bun de rupt în dinți, mai bun de rupt în dinți. Dar obloanele-s lăsate pe o lipsă de mireze, și-asta încă nu-i destul, și-asta încă nu-i destul. Umblă zvonul că-s plecat să devină împărătese, undeva prin Istanbul, undeva prin Istanbul. Vine și tramvaie cu confort spori de cușcă, tata zvon e împărat, tata zvon e împărat. Și seara ta despre ploaie, zvonărițe goale pușcă, prin Orient după vânat, prin Orient după vânat. Râdeți voi, râdeți voi, vechi amici din Bizanț, râdeți voi, dar priviți diligența la ce șanț. Iar și calul avea mai respire de-un soanț, iar sunt noi ce merea, nici vreța dar comploturi cu halva în țevi de pușcă, slugi mărunte și mai mari, slugi mărunte și mai mari. Unele cu două bături ca să latre în timp ce mușcă, gata lume de șalvari, gata lume de șalvari. Sub escortă din savană, ce că ar fi sosit aseară într-un tren accelerat, într-un tren accelerat. Chipul zeului banană ce va fi expus în gară, și apoi sanctificat, și apoi sanctificat. Râdeți voi, râdeți voi, vechi amici din Bizanț, râdeți voi, dar priviți diligența la ce-n șanț. Ia și calul avea mai respire de-un smaț, iar sub noi ce berea bicicleta n-are lanț. Împărăția-i tristă, însă plină de umor, însă plină de umor. Hai să tragem strong zborul, realitatea nu există, noapte bună tuturor, doamnelor și domnilor. Una dintre amintiri a fost că la hotelul ăsta, care era o nemernicie de hotel, era ceva, un jaf de hotel, atunci ne-au cazat cei de la ARIA, deci Agenția Română de Impresariat Artistic, și nu știu cum dracu am fost făcut de mi-am uitat portofelul în cameră, în geantă, era geamantan. Și a dispărut cu portofelul, cu o bună parte din banii de, pe care îi aveam pe turneul. Acum m-am întors destul de pierdut acasă și de câte ori ajung și văd hotelul ăsta, mi-aduc aminte de chestia. Dar acum tot acolo stați? Da. Dar acum e Ibis, e foarte rău. Acum nu îi se ia, acum am luat portofelul. Am înțeles, ați găsat locul. Ramurile ude și pașii mei fășneau ușor pe frunzele cărării. Mergeam în noapte tremurând de chinul așteptării, de chinul așteptării.
La stânga codru întunecat, grădina în mâna dreaptă, și-n fund o casă printre plopi, iubita-n prag mă așteaptă, iubita-n prag mă așteaptă. Așa țin minte ca acum, când ne chemam prin șoapte, prelung departe a țipat o pasăre de noapte, o pasăre de noapte. Mi se părea când ascultam copacii mari din față, că dușmanii răi și nevăzuți vor să-mi ia din brațe. Și atunci bolnav o sărutam pe ochii mari, pe tâmple, și-n taină parcă așteptam un să mi se întâmple. Despărțit, cântau în sat cocoșii, iar norii de la răsărit plăteau în flăcări roșii, plăteau în flăcări roșii. Acum sunt singur și târziu, iubita mi-e departe, m-arde în suflet dorul viu, și zilele-mi sunt moarte, și zilele-mi sunt moarte. Mi se părea când ascultam copacii mari din față, că dușmanii și nevăzuți vor să-mi o ia din brațe. Și atunci bolnav o sărutam pe ochii mari, pe tâmple, și în taină parcă așteptam un rău să mi se întâmple. Ce vreamăt lung se aude, doar vântul la pas cutura, ramurile ude, 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 ramurile ude. La Casa de Cultură, la studenți, întotdeauna am avut de discutat. Ceea ce înainte părea un fel de lege, așa că în momentul în care te apuci de cântat, ar trebui să începi să și scrii muzică. Nu doar să copiezi și atât, cum mai nou ar fi un fel de trend mai puternic. Vreau să mă întreb, care este cheia scrisului sau a găsitului de muză după atâtea albume și de o parte cu Phoenix-ul și Singing și de toate... Cea mai bună școală este dorința de a face ceva, iar dorința absolută de nenumărate ori tare a spunea cea. Adică e foarte important să ajungi într-un punct în care de lucrurile nu se mai desfășoară normal și în lipsa unei condiții pe care le ai, fie dacă ai talent, ai voință, dacă ai talent și ai voință, poți să te apuci să spui muzică, dar șansa ca să fie cu tine sau împotriva ta. Sunt niște lucruri pe care oamenii le văd, dar nu știu cum să profite de ele. Sunt mulți tip talentați, alții mai puțin talentați, care fac treabă, depinde și de ce se întâmplă, de ce se întâmplă cu tine. Da, sunt foarte puțini care, mulți care au încercat, puțini care au reușit să fac un lucru adevărat. Ideea e că, dacă stau să mă gândesc în procesul ăsta de creație, pe mine mă interesează foarte mult. Eu sunt un luptător pentru creație și încerc cu toți oamenii care iau legătura aici la Casa de Cultură a Studenților să reușesc să-i fac să înțeleagă că dacă nu fac lucrul ăsta, mai bine să duc acasă și să lase de meserie. Așa da. E punctul de vedere. Pe și eu este pe cei da. care au gânduri și au
mă rog, au talent și au strategie și pot să spun și altele. Dacă merge treaba și reușesc din primei, dacă nu se mai întreb ce de atac, nu reușesc, nu reușesc nici a doua, nici a treia, așa de spune. M-am născut, nu mai vreau trei zile să mă duc și-apoi. Voi veni la tine, frate, înapoi. De exemplu, ați compus singur. Cum este procedura? Cum se întâmplă în trupe? Cum se întâmplă în general, trupele mari se compuneau împreună. Deci lucrurile nu au fost niciodată. Se pleacă de la muzică și după aceea se... De la muzică la text și altfel. De la text la muzică. Deci depinde cum. Deci cum se potrivesc lucrurile mai bine. Și stăruință cât mai multă. Exact. Da, dați-le un sfat copiilor care s-au aflat pe scenă și speră ca prin cântecul lor să schimbe poate ceva în peisajul care de destul de auster. Speranța mare ultima, să continue să facă lucruri bune și pe măsură ce sunt arătați și pe măsură ce sunt vizibili și să nu încerce să se ascundă, să ascundă ceea ce fac. E important la ora asta să fii vizibil pentru că este o mulțime de cum le spune, de condiții, să le spun, media și așa mai departe, prin care ei se pot afirma mult mai ușor decât am făcut-o eu, spre exemplu. Da. Eu am avut baftă cu contextul Phoenix, care a venit cumva pentru mine norocos de devreme și m-a dus mai departe. Eu eram student în anul întâi și am terminat facultatea cu Felix fiind împreună. Și după aia am zis, domnule, decât să mă angajez, avem deja condiția pe care o învățasem în spectacol. Mă rog, iar mai bine clădiți, eram vedete deja în mine, cunoșteam și ce. Mi-a fost foarte greu să mă întorc la arhitectură, să intru într-un institut să proiectez casă. Deci, avem cu totul alte condiție și alți bani, deci cam asta e. De seara! Da, bă, stă română. Ok. Gata, hai că am început. Ce le pune? Uite. Vă lăsa domnul ăsta de super fain. Hai mă, stați aici acum, că gata, am face un interviu. Și în alte beacuri mult mai efemere, dar dacă suflă climățul în noi, adio lumea mare de învie. Poate zvonă fără roșu și am uscate al mai fost, dar de nu e bine, știi? Ce-mi face de-a-mi, poate zvonul-i fără rost. Iau-mi spate, au mai fost, dacă nu e bine, ști. Ce-mi face de-a-mi.
descoperți imperiale. Din veacul acesta să ieșim cumva, prin geamuri spart așa cum fac copii. Și poate în celălalt de ziua ta, ei nicăieri se vor din geamii. Poate-s vorbi fără roși, geamuri sparte au mai fost. Poate nu e bine știm ce ne facem de gândit. Poate-s vorbi fără roși, geamuri sparte au mai fost. Poate nu e bine știm ce ne facem de gândit. Mai noaptea ei este să-i, zburătorii ca să vie.